Alături de mine, în platoul emisiunii, a venit dr. Ionuț Branea, medic specialist ATI și medic acreditat pe terapia durerii de World Institute of Pain. Puteți urmări live de la această ediție pe pagina noastră de Facebook, Sănătate cu Prioritate, și dacă vreți să ne salutați sau să puneți întrebare, noi suntem acolo. Bine ați venit în emisiunea noastră! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că sunt aici. Aș vrea să transmitem acest mesaj al speranței către pacienții oncologici că există o terapie a durerii oncologice. Terapia durerii este o ramură medicală sau este o nouă ramură medicală? Terapia durerii în mare a început mai ales în Statele Unite, unde se consideră o supra-specializare. Actualmente, la nivel global, din câte știu eu, nu există o specializare care se ocupă doar cu asta. Ea este abordată de multiple alte specialități medicale. La bază, aproape fiecare specialitate face parte de terapia durerii. Neurochirurgia, chirurgia generală, pacientul când se prezintă de obicei la medic, se prezintă pentru că are o durere. Dacă mă doare apendicul, mă duc, am o apendicită, primul simptom de obicei este durerea. Din acest punct de vedere, inclusiv chirurg generalist face apendicectomia, tratează durerea. În unele cazuri, durerea fiind mai complexă și necesitând un abord multidisciplinar, au încercat să facă o pregătire în această temă. De aici au început fellowship-urile americane, adică durează câțiva ani o pregătire de acest gen. Au început și în Europa să apară aceste programe. Dacă nu mă înșel, există în Olanda o curiculă de acest gen de 2 ani de zile. Iar treptat să sperăm că se va extinde și la noi. Durerea există în foarte multe forme și pentru că am menționat terapia durerii oncologice, aș vrea să începem cu aceasta. Mă gândeam la aceste tipuri de cancer, sunt foarte multe tipuri de cancer și vreau să întreb dacă există anumite tipuri de cancer care provoacă o durere mai mare în organism decât celelalte. Care ar fi acestea? Cea mai dureroasă durere este durerea neuropată. Asta se întâmplă în mai multe tipuri de cancere, când apare un contact între formațiunea respectivă și un nerv, mai ales dacă îl înglobează sau determină o inflamație la acel nivel. Indiferent de tipul de cancer despre care e vorba, atâta timp cât apare contactul cu nervul, mai ales dacă apare și inflamația, durerile sunt crunte. La fel, de obicei, dacă apar determinările osoase, extinderea, dacă este mare și atinge inclusiv corticala osoasă, adică partea exterioară a osului, din nou durerile sunt foarte crunte, mai ales dacă se și fracturează osul. Deci nu pot să dau un răspuns care cancer doare cel mai tare, mai degrabă este ceea ce face el în organism. Ce stârnește în momentul în care apare, exact. Și atunci pacientul povestindu-vă, știți cum să abordați această durere. Exact. Ca și analogie, de obicei, dacă vorbim de cancerul pulmonar, atâta timp cât este interesat doar țesutul pulmonar, fără învelișul lui, pacientul poate să nu aibă niciun simptom, nicio durere. Dacă se extinde mai ales spre coloană și atinge învelișul pulmonar, pleura, sau apare un contact nervos, durerile devin rapid crunte. Am înțeles. Care este sursa apariției durerii oncologice? Ați povestit un pic despre acestea. Ce se poate face în sensul ameliorării acestor dureri? Abordul nostru este să încercăm să înțelegem mecanismul prin care este produsă acea durere. De exemplu, revin la varianta în care formațiunea respectivă întâlnește un nerv. Dacă îl înglobează, atunci avem
ca și opțiuni de tratament. Ideal ar fi să separăm acel nerv de formațiunea respectivă. De cele mai multe ori acest lucru este imposibil. Dacă reușește tratamentul oncologic să reducă formațiunea respectivă, să elibereze nervul, e o situație ideală. Chirurgia este foarte face foarte greu să separe un nerv care e înglobat sau o structură vasculară, de exemplu. Atunci încercăm să întrerupem semnalul nervos ca un cablu electric undeva proximal. Practic întrerupem comunicarea formațiunii respective cu sistemul nervos central. Și prin urmare dispare și durerea. Sau de cel mai multe ori se ameliorează mult. Să dispară e mai greu, rare ori dispare complet. În schimb, ne așteptăm la o ameliorare. Într-adevăr, unii pot să zică că e o metodă de a trișa, pentru că nu rezolv cauza. Dar dacă nu avem alte opțiuni decât să lăsăm pacientul în durere, preferăm să facem asta. Și inclusiv pacienții doresc asta. Fără alte riscuri? Există riscuri. Mai ales dacă nervul, acum discutând de partea cu nervul afectat, dacă nervul are și funcție motorie, cum se întâmplă de multe ori, se pierde funcția nervului respectiv. Dacă vorbim de un nerv care ne ajută să ne mișcăm piciorul, îl întrerupem semnalul electric din el, se pierde și o parte din funcția motorie a piciorului. Unii pacienți sunt dispuși să facă asta, pentru că de multe ori acel picior oricum ce este nefuncțional, nu mă mișc, stau în pat din cauza durerilor. Sau formațiunea respectivă în sine a afectat nervul atât de mult încât deficitul motor există. Deci pacientul nu prea mai pierde nimic atunci. Înțeleg că sunt niște dureri atât de intense probabil încât pacientul nu vede o pierdere prea mare. Dispus să riște. Da, e dispus să riște și e dispus de multe ori să renunțe la acel segment al corpului doar ca să scape de durere. E nevoie de o terapie a durerii în oncologie. Iar un pacient care vrea să facă lucrul acesta și apelează, la ce medic apelează? Spune chirurgului, spune medicului care îl supraveghează, care îi supraveghează evoluția bolii? Pacienții care ajung la mine, de exemplu, se programează fie sunând în call center, află informațiile de pe site, se programează ei direct. Alții sunt trimiși de medici oncologi, de chirurgii pacienților respectivi. Care știu că acolo poate reușit să stopați sau să ameliorați din durerile care sunt. Ce alte tipuri de dureri se mai întâlnesc în oncologie și se pot rezolva într-un fel sau altul? În mare, până acum v-am povestit de partea de dureri neuropate, în care există un contact nervos între formațiune și nerv. Unele dureri sunt ce le denumim nociceptive. De exemplu, dacă afectează o articulație, este într-adevăr durerea tot prin nerv, este condusă, dar nu este o durere neuropată, adică nu este o suferință a nervului în sine, este o suferință a articulației. Este o durere nociceptivă. În acele cazuri, încercăm, dacă nu există o soluție din nou, chirurgicală sau un tratament oncologic, încercăm să producem o denervare a articulației. De asemenea, mai sunt durerile viscerale, care au alt traiect de conducere decât durerile neuropate sau somatice, decât cele nociceptive, cum ziceam. Durerile viscerale sunt conduse prin plexuri autonome. În aceste cazuri încercăm la fel întreruperea semnalului electric prin nerv, doar că acești nervi nu sunt situați la nivelul măduvei, sunt situați anterior, în interiorul corpului, anterior de coloană. Sunt proceduri grele, cele despre care vorbiți? Adică pacientul trebuie să stea internat, are iarăși un traseu din acesta de recuperare. E foarte discutabil, depinde de caz, de la caz la caz. Dacă vorbim de cea mai considerată printre cele mai frecvente proceduri, de exemplu un
cancerele abdominale care afectează stomacul, pancreasul, ficatul, atunci este descris o procedură de alcoolizare a trunchiului celiac, a plexului celiac nervos. Acest plex integrează informațiile de la stomac, cum ziceam, de la ficat, de la pancreas. Aceste cancere de obicei dor. Procedura respectivă tehnic durează 10-15 minute în medie, dar monitorizarea pacientului cam 2 ore, asta în contextul în care nu apare nicio complicație. Este... Pare cumva simplu că ați spus 15 minute. Este și minim invaziv? Nu ne place această alăturare de cuvinte. Când spunem minim invaziv, ni se pare că este ceva atât de modern și de ușor pentru noi, pacienții. Deci, sigur. Se folosesc doar un ac. Și substanțele folosite, în funcție de ce doresc să fac, le aleg la momentul respectiv. Dacă doresc să fac o alcoolizare, atunci, desigur, am nevoie de alcool, de fenol. Dacă doresc să practic o ablație termică, la fel, tot cu ajutorul unui ac, sunt ace speciale pentru asta. De asemenea, există ace care fac o ablație prin înghețare, o criogenare. Ceea ce nu fac eu sunt ablațiile mecanice. Astea, practic, le face chirurgul, secționat, tăiat nervul. Dar, în principiu, este un singur ac și acesta rezolvă, să spun eu, durerea oncologică a pacientului. O ameliorează. O ameliorează. Da. E nevoie de mai multe astfel de intervenții pe parcursul bolii? Da. De orice nerv se reface. Inclusiv dacă îl tai, el crește. Voi vi-l puteți imagina ca un copac, care dacă îl secționez, el după aceea se dezvoltă. Dacă îl secționez mecanic, el când se dezvoltă poate să nu se mai dezvolte la fel cum arăta înainte. Atunci, dacă se dezvoltă, să zic, ca un anormal, poate să apară un fenomen prin care el descarcă impulsuri electrice aberant. Și încercând să fac bine, fac mai rău. Durerea se agravează după și este permanentă. Nervul descarcă în continuu. Același proces se poate întâmpla și la distrugerea termică. Din nou, dacă fac analogia cu copacul, dacă îi dau foc la copac, el când va crește înapoi, din nou, puțin probabil să crească ca înainte, dar tot va crește. Varianta cu alcool, din nou, se poate întâmpla exact același fenomen. Acest fenomen, în schimb, nu există la procesul de înghețare. Dacă vă imaginați natura iarna, în momentul când îngheți un copac, el când se dezgheață arată la fel. Da, cad frunzele, dar rămâne cu aceeași structură. Pe același principiu, criogenarea necesită repetare mai frecventă, pentru că nervul își revine mult mai repede decât dacă îl tai sau dacă îl ard. Cam la cât timp? Depinde de pacient? Da, exact. Depinde de corpul fiecăruia. Dacă ar fi să dau marginile extreme, poate să țină luni de zile, poate să țină o săptămână. O săptămână? Exact. Și dăunează într-un fel organismului dacă se fac săptămânal astfel de proceduri? Depinde de nerv. Dacă nervul este ușor abordabil, nu. Durează câteva minute, să zic, în cazul criogenării, într-adevăr, poate să dureze până la o jumătate de oră, durează procesul de a înghița nervul, dar dacă este nervul ușor abordabil, nu, n-am nicio problemă să fac asta săptămână. Oare contează vârsta? Ne ajută într-un fel dacă este un pacient tânăr sau dacă este un pacient în vârstă? Altfel funcționează terapia asta oncologică? Da, terapia durerii? Într-adevăr, persoanele vârstnice regenerează mai greu, vindecă mai greu. Și din cauza acestui proces, faptul că se vindecă mai greu. Dacă luăm, de exemplu, procesul de ardere, da, el este cât de cât țintit. Încercăm să ardem nervul. Dar nu poate fi așa de țintit încât să nu afecteze un pic structurile din împrejur. Dacă dau foc la copac, un pic iau și din iarba de lângă. Logic. Iarba se reface.
contează cât de repede. Până se reface, simptomatologia poate să se agraveze un pic, pentru că eu am distrus ceva, am ars, poate să mă supere un pic. Mai puțin la fenomenul de criogenare, acolo nu mă deranjează așa de tare. Și acolo poate exista, desigur că apare o inflamație după. Dar referitor la întrebarea, diferența dintre pacienții vârstnici și tineri, la pacienții vârstnici, după astfel de procedură, se poate să dureze mai mult până văd beneficiu. Adică nu pot să-l văd neapărat ziua următoare, cum se întâmplă uneori la tineri, poate să-l văd o săptămână uneori, poate chiar două. Dar merită efortul? Dacă durerea a fost intensă și s-a dorit această intervenție în terapia durerii oncologice, probabil că... Da, pacienții doresc să repete procedura de obicei. Cei care au, să zic, un prognostic de viață în care apucă să repete procedura. Există și dureri oncologice care nu se pot ameliora? Da. Ca să nu spun stopa de tot. Da. De exemplu, dacă durerile sunt secundare unei afectări de nerv printr-un mecanism imun, să zic. În acele cazuri, afectarea nu mai este focală, nu mă mai supără un singur nerv. Atunci nu este ceva ce pot face eu din punct de vedere intervențional. Am nevoie de un tratament sistemic. Iar tratamentele sistemice, aceste tratamente neuromodulatoare, care încearcă să încetinească semnalul nervos, sunt puține substanțe care fac asta. Medicina nu a descoperit foarte multe și eficiența lor nu este fantastică. Eu personal, dacă văd o ameliorare la aceste cazuri de 20%, sunt foarte mulțumit. De asemenea, dacă durerile sunt prin determinări osoase foarte extinse, din nou, nu este ceva ce pot eu, pe ce pot lucra focal. Nu pot să lucrez numai pe o anumită vertebră sau pe un anumit segment osos și las tot restul. Pacientul nu o să fie mulțumit, în continuare o să aibă dureri. Atunci, din nou, revin la tratamentele sistemice. Care sunt acestea? Dacă vorbim de durerile nervoase, încerc tratamente neuromodulatoare. Tratamentele care în mare le cunoaște aproape toată lumea, clasicul paracetamol, algocalmin, dar este fantastic, poate să funcționeze foarte bine, mai ales dacă este dozat cum trebuie. Iar în cazul pacienților oncologici, personal nu am reținere la opioide. Deci se folosesc. Da. Se pot face aceste proceduri, spuneați, pe tot parcursul bolii pacientului. Există și cazuri în care rezolvați o anumită durere oncologică, pacientul are și operații în același timp de îndepărtare a unui tumor, să spunem, și apoi se simte bine. Există cazuri în care pacienții nu mai au nevoie să ajungă să urmeze o terapie a durerii oncologice pentru că se vindecă? Sau este pur și simplu o întreținere pe viață? Cel mai frecvent, dacă pacientul are o soluție chirurgicală, este de primă intenție. De multe ori pacienții respectivi nici nu mai ajung la mine, nici nu au nevoie neapărat de mine. Au o formațiune tumorală, se stabilește că are o soluție chirurgicală, scapă și de durere de cele mai multe ori. În schimb, dacă chirurgia este limitată, tratamentul oncologic se continuă desigur și atunci încercăm să intervenim noi ca să ameliorăm durerile. Tratamentul oncologic, da, poate vindeca pacientul, nu zic nu. În funcție de ce fel de cancer vorbim, statistica diferă. N-aș putea să mă pronunț aici fiind în afara specialității mele. Dar pacienți care nu mai au nevoie de noi, într-adevăr, sunt rari, dar există. Aș vrea să ne povestiți puțin și despre momentul acela când pacientul primește terapia în aceasta contra durerii și scapă de durere.
Cum arată un pacient tratat? Da, este un moment foarte emoționant și pentru ei. Se lasă cu lacrimi din partea lor. Pentru noi este dificil să încercăm să reproducem fenomenul, să-l menținem cât mai mult. Se leagă atât de tare de acel moment când se eliberează de durere, încât le este foarte greu să conceapă că e posibil să revină. Se întoarcă. Se bucură așa de tare și nu ne este dificil. Încercăm să-i aduceți picioarele pe pământ. Îi lași să se bucure, dar în același timp trebuie să fim realiști. Dar există această șansă de a repeta ablația sau aceste proceduri? Da, se repetă. Pacienții cel mai tare se bucură înainte de a face orice ablație. Se face un test diagnostic înainte. Niciodată nu distrugi un nerv fără să știi dacă funcționează distrugerea. Se face un test diagnostic, ca și analogie ca la stomatologie. Dacă am un dinte cariat și nu sunt sigur dacă îl tratez sau nu, că mă doare, pot să pun anestezic pe el și văd dacă trece durerea. Dacă trece durerea, știu că e dintele respectiv. Dacă nu trece, înseamnă că e altceva. La fel practicăm și noi. Facem un test cu anestezic, un volum mic de anestezic, țintit pe nerv sau unde considerăm noi că e durerea, că e articulară sau altă sursă, după care pacientul ne zice dacă trece sau nu durerea. Anestezicul este fantastic. De multe ori îi lasă complet. Este momentul de care ei se bucură cel mai tare. După este dificil noi să reproducem exact același fenomen, însă pe un termen mai lung. Aici intervenim cu partea de ardere, de înghețare, de alcoolizare. Sunt pacienți pe care îi întoarceți și le spuneți ne pare rău, nu putem să facem asta în cazul dumneavoastră, pentru că? Da, unele proceduri se pot contraindica din vari motive, cel mai frecvent în cazul pacienților oncologici, dacă au o tulburare de coagulare sau este afectată măduva și nu produce destule celule cât să ne permită nouă, inclusiv să intrăm cu un ac, pentru că riscul de sângerare este mare, este cam singurul caz în care refuzăm să facem procedura și atunci revin la tratamentele sistemice. Riscurile despre care vorbiți sunt des întâlnite? Se întâmplă des să vă loviți de riscurile acestea sau sunt tot așa, 0,0%? Dacă vorbim de riscurile părților de ablație, de distrugerea nervului, da. Cel mai mare risc este să distrugi mai mult decât dorești. Și în mare se întâmplă asta destul de frecvent. Pentru că inclusiv sonda ce folosim noi pentru a arde sau a îngheța sau alcoolul, oricât vrem să fim de specifici, cum ziceam, distruge un pic și în jur. Dar pacienții sunt dispuși să sacrifice asta. Încă nimeni nu mi s-a plâns că zona scăpată de durere e mai extinsă decât ar fi dorit ei. Mă exprim așa. Da. Înseamnă că noi nu înțelegem, că n-am trecut pe aici, dar înțelegem prin prisma disperării de a scăpa de durere. Exact. Ceea ce este minunat că există niște soluții pentru asta. Exact. Chiar dacă temporare. Temporare și, din nou, vreau să subliniez foarte tare faptul că este vorba de ameliorări. Pentru că o durere, mai ales dacă e cronică, după un timp ne focalizăm atât de mult asupra durerii, încât ea, la pragul de zero, nu mai ajunge aproape niciodată, din păcate. E foarte greu să scapi de o durere cronică. Ca și analogie, dacă treci strada și ne lovește mașina, Doamne ferește, a doua oră când treci strada, întorci capul în continuu. Nu te mai repezi. Apare o frică, ești mereu concentrat pe asta. Poți să începi să o percepi. Chiar dacă ea e un prag mic, foarte mic, din cauza că ne focusăm pe ea, o percepem un pic mai intens. Ne sperie. Mai sunt lucruri pe care nu le-am surprins într-o întrebare, dar vreți să le spuneți legat de terapia aceasta a durerii oncologice?
și peste care poate am trecut? Din punct de vedere al procedurilor ce se pot face, dacă uneori nu reușim să tratăm partea focală a durerii, din punct de vedere tehnic, poți să te duci foarte departe cu tratamentul durerii. Poți întrerupe semnalul nervos, inclusiv la nivel medular cervical. Poți obține o întrerupere a semnalului nervos pe partea senzitivă de un întreg hemicorp. Procedurile poți să le duci foarte departe, dar atunci deja discutăm de riscuri de pareză foarte mari. Unii pacienți sunt dispuși să riște asta, preferă să rămân cu un segment imobil, să renunț la el, dar să mi se amelioreze durerea. Clasica procedură a anesteziștilor, de exemplu cateterul epidural, care este o tehnică veche, se montează un cateter la nivel peridural la coloană, este o tehnică foarte folosită în obstetrică, la naștere, ajută foarte mult și pe oncologie. În momentul când am un puseu foarte sever, medicamentele nu mai merg, nu mai știu ce să fac, se poate monta acest cateter, se menține, se perfuzează cu anestezic și încercăm să găsim o soluție. Într-adevăr, e ceva temporar, doar că stă cateterul, poți să-l ții câteva zile numai. Partea dificilă este că acești pacienți, pentru montarea cateterului, necesită internare. Aceste proceduri mai, din punct de vedere tehnic, mai complexe, necesită internare și supravegarea medicului. Nu poți lăsa pacientul să plece acasă. Iar în partea cealaltă, despre terapiile de care ne-ați povestit, pacientul merge acasă, da, și duce, să zicem, o viață mai normală până, da, la următorul puseu. În cazul procedurilor de ablație, dacă vorbim de ablațiile mai, ce le facem noi mai frecvent, cele mai focale, mai țintite, atunci, da, pacientul nu rămâne internat. Stă câteva ore sub supraveghere după, apoi pleacă acasă. Acum, toți cei care urmăresc acum la televizor și poate că și mă bucur, m-aș bucura să n-aibă un diagnostic de felul acesta. Deși cancerul este atât de prezent în fiecare familie, toți avem, cunoaștem pe cineva apropiat ori din familie care are un anume tip de cancer. Însă sunt oameni care se uită la noi și au diverse alte dureri și se gândesc, dar oare pentru noi nu există vreo soluție? Dureri acute, dureri cronice, care nu sunt oncologice, dar sunt durerile pe care le ducem pe picioare. Și aș vrea să vorbim despre lucrul acesta după ce luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat să vorbim despre ce alte proceduri, terapii se pot face într-un centru integrat de terapia durerii. Domnilor și domnilor, rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Este în continuare dr. Ionuț Branea, medic specialist ATI și medic acreditat pe terapia durerii de World Institute of Pain. Am vorbit în prima parte a ediției despre terapia durerii oncologice și aș vrea să nu-i privesc pe telespectatorii care ne urmăresc și simt tot felul de dureri. Ba chiar nouă ni se spune, am crescut cu ideile astea, că trebuie să te doară ceva, adică altfel ai fi chiar inert, mort, trebuie să simțim, așa simțim și noi că suntem vii, că ne doare. Totuși, sunt unele dureri pe care n-ar trebui să le duci pe picioare, pentru că există soluții. Ce alte proceduri, ce alte terapii se pot face întrebam și adineauri, într-un centru integrat de terapia durerii? Din punct de vedere al altor tipuri de dureri, durerile cronice, important este cât de mult ne afectează funcționalitatea. Iar în funcție de acest aspect luăm ulterior și deciziile cât de agresiv vrem să fim în tratamentul lor. De asemenea, este la bază diagnosticul, în primul rând. Ideal dacă se poate trata etiologia care determină durerea. Dacă nu există o soluție din acest punct de vedere, mergem pe tratamentul simptomului, adică încercăm să tratăm durerea,
dar trebuie să avem grijă prin tratamentele ce le facem. Dacă suntem foarte agresivi, putem face mai mult rău. Și să se întâmple ce anume? De exemplu, ce înseamnă acest rău? De exemplu, dacă mă doare spatele, simt permanent o durere lombară, mă doare în momentul când încerc să ridic greutăți. Într-adevăr, poți să o duci foarte la extrem și inclusiv să faci o denervare, adică să distrugi nervii respectivi. Dar ulterior o să mușchii, o să sufere, pentru că nu mai e o inervație, se atrofiază, apar alte probleme. La fel, poate să apară o durere secundară, faptul că ai distrus nervul, care e mult, mult mai severă decât o simplă durere că am ridicat câteva greutăți. În aceste situații încercăm să îi facem pe pacient să înțeleagă că tratamentul durerii intervine mai mult prin munca lor, prin recuperarea medicală, faptul că dacă ridic ceva și mă doare spatele, fie ridic greșit, fie supra-solicit, dar nu e o soluție să vin și să cer distrugem nervii, ca să nu mai simt că ridic ceva foarte greu. Și totuși, care sunt pacienții pe care acceptați sau cărora le recomandați să faceți o procedură de ameliorare a acestor dureri cronice de spate, să zicem? De acceptat, îi acceptăm pe toți. Încercăm să vedem, în primul rând, care e sursa durerilor de spate. Dacă reușim, cum ziceam, să găsim un diagnostic care să explice și durerea, să avem un diagnostic etiologic, în primul rând, și dacă putem trata etiologic problema, atunci nu ne jucăm numai cu simptomul, încercăm să rezolvăm mecanismul în sine a durerii. Dar de acceptat, îi acceptăm pe toți. În schimb, care ajung până la proceduri din punct de vedere mai avansate, sunt puțini. Mai avansate mă refer cu riscuri mai mari. Dacă am, din nou, dacă am o durere de spate dintr-o hernie de disc care mi-atinge nervul, soluția nu este să intru să distrug nervul. Soluția este să tratez hernia de disc. Și ba mai mult să mă ocup de partea de recuperare ca să tratez cauza de ce am herniat. Și atunci, care sunt durerile pentru care se recomandă o vizită la Centrul Integrat de Terapie a Durerii? Orice durere poate să vină. Chiar și cea de cap, migrenele, de exemplu. Inclusiv. Avem neurologi în cadrul echipei și aceste cazuri care în mare sunt de cefale, migrene sau dureri la extremitate cefalică sunt preluate de departamentul de neurologie. Ulterior, ei, dacă consideră că e un caz sever sau trebuie să fim mai invazivi, intervenim și noi pe partea de intervențional. De exemplu, este nevralgia de trigemen, care inițial neurologia și este recomandat să încearcă să se trateze conservator. Desigur, dacă nu are o indicație chirurgicală. Dacă nu am nici indicație chirurgicală și tratamentul conservator nu merge, durerile sunt crunte, da, pot să trec la ceva mai extrem, pot să trec la a încerca să ar nervul. Dar nu sar din prima cu asta. Dacă e să vorbim de durerile acestea reumatologice, spondiloză, gonartroză, artroză și toate rozele și trandafirii posibili, acestea pot fi ameliorate? Da. Dacă vorbim de partea de artroze, se pot ameliora. Dar ideal, având o artroză, avem deja diagnosticul etiologic. Să zicem că vorbim de o gonartroză. Soluția etiologică aparține în mare de ortopedie, nu de mine, într-adevăr. Poți să denervezi genunchiul, poți să ar nervii, dar artroza tot acolo o să fie. Tratez nervul din dinte fără să tratez caria. Ideal, îl tratează ortopedia. Iar actualmente artrozele, modul cum a evoluat medicina, nu mai este o problemă să pui o proteză și la o vârstă de 80 de ani sau poate chiar de 90. Desigur, aici pot interveni dezbateri, dar a evoluat medicina destul de mult cât să fie aceste proceduri mai sigure. Putem vorbi și de
suferințele, nu știu, psihologice, să zic așa, se poate ajuta și pe partea aceasta? Da, durerile cronice vin cu un bagaj psihic major. Sunt foarte frecvent asociate cu depresia, viața socială este de multe ori distrusă. Inclusiv apar probleme și în familie. De aceea, într-o durere cronică, care nu are o soluție teologică, noi insistăm foarte mult și pe a avea o colaborare cu psihologia sau, dacă este nevoie, inclusiv cu medicul psihiatru. Durerile cronice te pot pune la pat doar pe fond psihic. Faptul că ai o durere cronică, chiar dacă ea nu, inițial nu este așa severă, te focusezi așa de mult pe ea, încât devine centrul vieții tale, iar totul ce e împrejur se prăbușește. Este singurul lucru la care îi mai acorzi atenție. Ceea ce înainte ziceai că e un 2, acum zici că e 7-8 din 10, pentru că e singurul lucru pe care te mai focusezi. Aici intervine mult partea de psihologie. Trebuie să înțeleagă pacientul că, pe lângă noi încercăm să ameliorăm durerea, el trebuie să-și reconstruiască viața, chiar dacă e greu, dar trebuie să o facă. Altfel, ameliorăm durerea și tot în pat o să stea. Să înțelegem că nu trebuie să ajungem la durerile cronice. Durerile cronice înseamnă că noi n-am tratat durerea acută. Cam asta înseamnă, nu? Din acut dăm în cronic. Exact. În durerea acută, atunci ar trebui să intervenim cumva. În durerea acută trebuie stabilit diagnosticul foarte repede. Dacă mă prezint într-un serviciu de urgență cu o durere abdominală severă sau o durere toracică, orice fel de durere, ideal să stabilești diagnosticul cât de repede pentru a nu fi o patologie care pune viața în pericol. Asta e cel mai important lucru de făcut primor. Dacă este un scenariu în care nu reușim să stabilim diagnosticul sau excludem că este ceva care pune viața în pericol, astea le-am exclus. În schimb, avem de-a face cu ceva și nu știm ce este. Din acel moment, riscul ca durerea să se transforme într-o durere cronică crește semnificativ. Pacientul o să înceapă să se plimbe din cabinete în cabinete, căutând un diagnostic. Și de multe ori, medicina este și ea limitată, încă nu știm tot, din păcate. Pacienții se vor plimba foarte mult, nu vor avea un diagnostic clar. În schimb, vor fi încadrați în diferite, să zic, tipuri de durere sau sindrome, care de fapt nu sunt un diagnostic etiologic. Nu știm exact la bază ce se întâmplă, dar cumva avem nevoie să încadrăm. Avem nevoie să încadrăm pentru a vedea ce tratamente putem face. Dacă acești pacienți nu s-ar putea încadra în ceva anume, medicina ar fi bazată pe experiența mea și nu pe literatură. Dacă deja putem să-i încadrăm undeva, putem să și comparăm în literatura medicală ce au făcut alții cu aceste sindrome. Să vedem ce au funcționat și ce nu au funcționat. Dar aici este mereu o evoluție, sperăm spre bine, este în continuă dinamică și ceea ce era valabil acum 10 ani, actualmente poate nu mai este. Sau poate este corect ceea ce făceam atunci și încă n-am descoperit nimica. E un teren foarte gri aici, din păcate. Există anumite dureri pe care le vedeți mai frecvent prezente în la pacienții care vin să trateze? Cred că durerile de spate, cum le numesc pacienții, sunt cele mai frecvente dureri care îi se prezintă. În mare apare și secundar faptul că noi suntem oameni, îmbătrânim și, într-adevăr, și coloana îmbătrânește. La un moment dat, articulațiile nu mai funcționează cum funcționau înainte, articulații avem și la nivelul coloanei și el încep să dor inclusiv când încercăm să ne mișcăm. Da, este un proces natural. Speranța de viață a crescut foarte mult în ultimele secole
Și de aici, apărând și aceste dureri de spate, medicina încearcă să le rezolve, să le amelioreze, fie conservator, cu medicație. Dacă e nevoie și e durere foarte severă, putem încerca să intervenim și noi pe partea de intervențională. Tot așa, prin tehnici de ablație. Da. Dacă nu există o indicație chirurgicală, da, intervenim noi. Și este aceeași, se realizează aceeași mișcare ca și în terapia durerii oncologice, adică această durere cronică va reveni după un timp și iar trebuie să ne prezentăm. Exact. Durerea revine la doctor. Vreau să subliniez că procesul descris anterior este asemănător unei, poate fi asemănător unei artroze de genunchi, de exemplu. Deci fac gonartroză și la o anumită vârstă am nevoie de o proteză. La coloană nu prea e cum să pui o proteză la nivelul articulației coloane. Și atunci, dacă nu există un motiv de a interveni chirurgical, dacă nu am o coloană care joacă sau nu am o hernie de disc, să zic, care îmi provoacă durerile, desigur sunt și alte patologii, atunci putem interveni noi pe partea de intervențională să încercăm să denervăm articulațiile respective. Nu-mi place neapărat să folosesc termenul de a trișa, dar un pic așa este, pentru că, cum ziceam, am dintele cu carie, care e tot acolo, doar că scot nervul. Ceea ce poate fi și o metodă bună dacă vrei să salvezi un om de la suferința aceasta. Facem asta când vedem că nu avem alte opțiuni. Mie mi se pare că sunt vești bune. Chiar dacă se trișează în felul acesta, este pentru binele pacientului. Da. Suntem la finalul interviului. Concluzia care ar fi, trăgând linia după discuția noastră și încercând să lăsăm în mintea telespectatorului o idee, ce le-ați spune la final despre relația asta noastră cu durerea și dusul durerii pe picioare sau a rezolvării problemei acesteia? Ce aș vrea să fie subliniat este că într-o patologie care determină și durere, mai ales dacă este vorba de o durere cronică care apare secundar și procesului nostru cu înaintarea în vârstă, munca este comună atât a medicului cât foarte mult și a pacientului. Să nu fie așteptarea că intru în cabinet, fac procedura și 3 luni stau relaxat după aceea. Nu. Munca este comună. Pacientul are nevoie de mișcare, viața a devenit mult mai sedentară față de cum era cu 10 de ani, nu mai stăm în curte, nu mai mergem în grădină să culegem merele sau să adunăm legumele ca să avem ce mânca. Actualmente stăm mult prin casă, mergem doar la locul de muncă, mâncare o găsim în apropierea casei. De aici apar și problemele de coloană de obicei. Deci se rezolvă problema, dar să fim prezenți și să exact fim complianți la ceea ce ne recomandă medicul. Mulțumesc foarte mult pentru veștile bune și dacă v-ați simțit bine în emisiunea noastră, sper să mai reveniți. Mulțumesc mult pentru invitație încă o dată. Cu mare drag. Alături de noi a fost dr. Ionuț Branea, medic specialist ATI și medic acreditat pe terapia durerii de World Institute of Pain. Aici încheiem ediția de azi Sănătate cu Prioritate și sper să vă folosească ce ați auzit în discuția pe care am avut-o cu invitatul meu. Puteți revedea acest interviu, dar și multe altele realizate cu medicii și specialiștii care ne-au trecut pragul. Intrați pe YouTube, Speranța TV și căutați ce subiecte medicale vă interesează. Vă aștept cu drag în ocazia următoare, pentru care mă pregătesc cu atenție și responsabilitate, pentru că e vorba despre sănătate, cel mai prețios lucru pe care îl are omul. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!